Trei panduri au fost convocați de selecționerul României Anghel Iordănescu pentru stagiul de pregătire din Antalya. Cristi Săpunaru, Mihai Răduț și Ioan Hora sunt jucătorii care se vor pregăti sub comanda lui Iordănescu în perioada 25 ianuarie-6 februarie. Anghel Iordănescu a dorit să aibă cât mai mulți jucători sub comanda lui în cantonamentul din Turcia. Săpunaru, Hora și Răduț sunt jucătorii echipei Pandurii, la care tata Puiu a apelat pentru acest stagiu de pregătire. Mihai Pintili este și el convocat la lotul național. Iordănescu a apelat pentru acest cantonament doar la jucătorii ce evoluează în campionatul intern. Pandurii se află în acest moment în cantonament în Spania, iar cei trei jucători vor rata ultimile 5 zile de pregătire.